cu foarte puțin înainte de 1989, cred că 1988, am văzut la Teatru Odeon, sala Giulești, Teatru Giulești, cum încă-l mai știm mulți dintre noi, un spectacol care ne-a lăsat cu gura căscată pe toți. Era vorba despre Livada de vișini, făcută de Gheorghe Horog, unul dintre regizorii mari ai teatrului românesc și nu numai, făcut la Târgu Mureș. Gheorghe Horog era așteptat de oamenii de teatru într-un mod foarte special. Mai exact, spectacolul lui. Cu puțin în timp înainte, Gheorghe Horog murise. Un tânăr regizor îi preluase testamentar, să spunem, ducerea până la capăt acestei povești dramatice și tandre. N-am să uit niciodată acel spectacol. Plecând în noapte și traversând calea ferată peste podul Basarab, care nici nu știu dacă astăzi mai funcționează, cineva mi-a spus: Tompa Gabor este cel care a dus spectacolul Livada de vișini ca să-l vedem astăzi cu toții. Peste nu mult timp, după 1989, se fac 30 de ani de când i-am văzut primul spectacol la Teatrul Maghiar din Cluj, Visul unei nopți de vară, Shakespeare. De atunci, drumul nostru a fost o însoțire lungă, profesională, aș spune astăzi, o mare prietenie cu momente furtunoase și tulburătoare, cu multă lume de teatru și nu numai, cu amintiri o groază. În seara aceasta, la Nocturne, într-un fel pentru a treia oară, regizorul Gabor Tompa, regizor de teatru, film, operă, poet, eseist, profesor universitar de regie și nu în ultimul rând, prietenul meu. Bine ai venit, Gabi! Bine te-am găsit! Bine că ne-am regăsit, sănătoși! Nu ne-am văzut de o vreme, dar este mereu o bucurie să petrecem puțin timp împreună. Ne-am intersectat, să începem cu sfârșitul, să zic, ne-am intersectat, ne-am petrecut la Luxemburg, unde am venit special o zi să văd spectacolul tău, ultima ta premieră, Scaunele, de Eugen Ionesco, pe care l-ai pus la Teatrul Național din Luxemburg și ai lucrat scenografia cu Dragoș Buhagiar și cu doi actori importanți, Patrick Lemoff și Oana Pelea. Bătrânul și bătrâna. Să dăm timpul înapoi și să derulăm povestea în puțin mai multe minute decât cele 8 și nu știu cât dura la Cântăreața Cheală derularea spectacolului ca o bandă stricată de la sfârșit la început. Dacă era bine, era 7 minute și 20 de secunde. Precizia ta mă pune de la început la punct. Da, sigur, ai amintit de acel mare spectacol, Livada de vișini, care m-a marcat și pe mine. Și faptul că l-am terminat eu a fost, de fapt, un privilegiu. Eram prieten cu Horog și datorită lui am ajuns la Cluj, pentru că puteam să rămân la București, fie la Teatrul Bulandra sau chiar la Teatrul Mic, după absolvire. Dar el, care fiind și elev al lui tata, cu care după ce a avut o dispută. Vreau să ajungem. Și deși era într-o dispută profesională, într-un fel, pentru că tata era adeptul unui realism psihologic, foarte bine lucrat și lucru cu actorii era extraordinar, de un detaliu foarte precis, dar Horog a făcut, de fapt, a ajuns la o piatră de hotar la vârsta de 45 de ani și brusc poate că cele mai bune spectacole pe care le-a făcut au început din 1970, când avea 45 de ani, cu un spectacol Înainte de Potop, după ce l-a întâlnit pe
Lucian Pintilie, care i-a spus la un moment dat: Iuri, tu știi să faci teatru realist extraordinar, dar mai știi și altceva? Și atunci asta i-a dat de gândit și a început de atunci. Toată cariera lui era caracterizată de această tendință de înnoire permanentă. Un lucru care cred că a devenit și pentru Teatrul Maghiar din Cluj un fel de etos. Adică dacă se poate vorbi de tradiție în teatru, pentru că practic tradiție vie nu prea există, e teatru vechi, învechit, dar este această tendință de a se înnoi. Și ultimul lui spectacol a fost într-adevăr un testament, era bolnav, știa, era un spectacol autobiografic și n-am să uit momentul în care soția lui m-a sunat, eram la Cluj, repetam Tango de Mrojec pentru a doua oară după spectacolul de absolvire de la Cassandra și a spus: Giuri nu mai poate repeta și m-a rugat să te rog să vii să continui. Era spectacolul perfect făcut, eu n-aveam ce să fac, dar era în spațiu gol. El n-apucase să vadă decorul acela senzațional, tunelul timpului, care după aceea se prăbușește și rămân pereții goi ai teatrului, de unde Raniewskaia și familia, deci personajele, nu mai au unde să se ducă. Și Firs, care era Relu Ștefănescu, avea 40 și ceva de ani numai, dar îl imita în mers și în gesturi pe Horog, deci parcă era și această dorință de a lui, care își trăsese deja piciorul drept, avea cu rinichii această boală și se prăbușea acolo și nu vroia să plece, am să rămân aici, bătea podeaua scenei timp de 2 minute, am să rămân aici, aici, aici. Aici pe scenă. Așa a murit Giuri. Și decorul acela era unic, era extraordinar. De aceea, în amintirea acelui spectacol, eu n-am îndrăznit să mă ating de această piesă timp de 30 și ceva de ani. Am făcut la Maribor în 2015. De fapt, exact 85-2005, exact 30 de ani. Am văzut și alte mari spectacole, am și predat Livada de Vișini la Universitatea din San Diego la regizor. George Banu mi-a dat un extraordinar montaj făcut din 15 spectacole, scena balului în 15 versiuni, inclusiv versiunea Horog, Strehler, Bruck, Tzadek, Efros, Stefan Braunschweig, Horog, din păcate nu și Pintilie, că nu există tot spectacolul înregistrat. Da. După acel spectacol am făcut pentru prima dată Hamlet, unde cred că ceea ce am descoperit din acel spectacol, că fiecare spectacol de teatru este ca un fel de testament. Deci fiecare, ca și în Hamlet, unde Hamlet este un regizor care face un spectacol pe viață și pe moarte. Asta este ultima ta versiune de la Hamlet. Era diferit în Hamletul pe care l-am văzut la Teatrul Național din Craiova. Acum, recent, în iarnă, ai făcut un Hamlet după alți mulți ani la teatrul tău, complet altfel pus în pagină, unde într-adevăr extrem de marcant și de vibrant și de acut este faptul că Hamlet însuși nu-și mai încredințează doar piesa, conceptul pentru teatru, un teatru, cursa de șoareci, el este live regizorul care distribuie actorii crimei și totul devine extraordinar de tensionat, de adevărat, extrem de emoționant, o regie de teatru de cameră într-un garajul lui plin de cărți. Aș spune o scenă greu de uitat,
Cum greu de uitat, cred că este performanța Ofeliei din spectacolul tău. Am văzut atâtea puneri în scenă, am discutat amândoi atâtea puneri în scenă, dar o Ofelie de acest calibru, omniprezență, și Duhul Tatălui și așa mai departe, atât de vulnerabilă și atât de puternică, un duh, cum spuneam, prezent peste tot, rar am văzut. E un spectacol în care ai schimbat un registru în tine, după părerea mea. Radu Penciulescu povestea aici, într-o nocturnă, că atunci când era mai greu, când era derutat, când simțea, după tezele din iulie, că se cam închid cortinele de fier și rămânem în partea cealaltă, ca în Hamletul tău de la Craiova, se suia în tren și se ducea la Micloș, Tompa, să stea de vorbă cu el. Cum l-ai descrie astăzi pe Micloș Tompa? Da, amintirea lui este atât de vie încât nu există zi să nu mă gândesc la el. Sigur, el a avut o carieră foarte interesantă pentru că a plecat dintr-un oraș foarte mic din Transilvania, Odorheiu Secuiesc, care are acum teatru chiar, și a plecat să studieze dreptul la Budapesta, dar nu s-a dus nicio zi la curs. Tatăl lui, bunicul meu, era un poet interbelic foarte cunoscut, Laszlo Tompa, care face parte din temele de bacalaureat și care a fost tradus în românește de multe ori, de Radu Băureanu, de Constantin Olariu și așa mai departe. Sunt mai multe volume de poezii. Că era un om foarte riguros, foarte sever, fără un umor special, dar tata și frații săi erau niște năzdrăvani extraordinari. Sora lor nu era semănat cu bunicul. Și tata a plecat la Budapesta și a ajuns la Teatrul Național sufleur, după aceea regizor tehnic, asistent de regie la unul dintre cei mai importanți regizori ai vremii, Sándor Hevesi și Anton Németh, care conduceau Teatrul Național și care erau prieten foarte bun cu Max Reinhardt. Deci tata a învățat de la ei și a fost și la Berlin, după aceea la Salzburg, până când Max Reinhardt a emigrat în Statele Unite și a învățat, deși nu știa limba germană. Și a venit acasă, a fost momentul acesta eroic când el a înființat teatrul din Târgu Mureș în 1946, împreună cu mecena, un scriitor, János Kemény, au înființat acest teatru pe care l-au ținut după ce au contractat niște actori veniți din și din Budapesta, Oradea, Cluj și așa mai departe, spunându-le că teatrul este deja naționalizat. Nu era adevărat. El s-a împrumutat de la un director de circ, 2 milioane de lei, era o sumă enormă, și i-a plătit din buzunar timp de un an de zile, până când guvernul Petru Groza a făcut din teatru din Târgu Mureș un teatru național. Deci a fost o perioadă eroică despre care se vorbește foarte mult. În anii 50 erau niște spectacole remarcabile. Dacă îl întreb pe Victor Rebenciuc, știe distribuția de la Pescărușul din anii 50. În schimb, tata a petrecut practic și a petrecut întreaga viață tot timpul în teatru. Deci el venea acasă la 1 noaptea, la 3. Era foarte dedicat trupei ca director de teatru. Deci înseamnă era... că într-un fel de aici ai învățat, ai preluat coordonatele unui director de teatru atipic cumva în România. Sau în orice caz aș spune cel mai longeviv. Tu ești directorul Teatrului Maghiar din Cluj de 32 de ani.
Din noiembrie 1990 m-a numit Andrei Pleșu, pe atunci ministru culturii, care m-a sunat într-o zi și m-a întrebat: vreți să preluați direcțiunea Teatrului Maghiar din Cluj? Și am spus: trebuie să mă gândesc, ce vă dau 36 de ore. Și atunci m-am dus la Târgu Mureș, la tata, care a protestat vehement și a spus: nu cumva să accept. Și am spus: de ce? Zice: regia oricum este o profesie singuratică, dar directoratul de teatru este cea mai singuratică. Deci ești totalmente singur și orice ai face te vor înjura. Și atunci am spus: dar n-am de ales, pentru că în teatru este un haos organizatoric destul de mare, nu se știe de pe o zi pe alta ce se va întâmpla, care e planul de repetiții, sunt probleme. Ori plec din țară, că mi s-au oferit niște posturi și în Germania și în Ungaria, ori încerc să folosesc direcțiunea ca un instrument de a face ordine și de a construi ceva. Până la ora 6 dimineața ne-am certat și la 6 dimineața a spus: bine, băiatule, acceptă, dar să nu uiți ce a spus Sica Alexandrescu când a preluat direcțiunea Teatrului Național. Era prieten foarte bun și cu Sica Alexandrescu și cu Moni Gelerter. Și zic: ce a zis? Zice: am spus, eu n-am venit aici să mă iubiți, am venit să mă ascultați. Și asta mi-a spus și atunci am început, da, în noiembrie 90 și nu știu de ce și astăzi încă sunt directorul teatrului, deși nu țin neapărat să rămân. Dar probabil din cauza asta am rămas, pentru că pentru mine această poziție și funcție de director de teatru nu este importantă. Ai preluat și ai preferat să fii ascultat decât să fii iubit. Nu cred că e un drum foarte ușor, deși pentru mulți din afară pare că ai avut un drum ușor, simplu. Fac parte din drumul ăsta și pot să depun mărturie că au fost momente foarte dificile, delicate. Da, au fost atacuri împotriva teatrului. Și împotriva ta. Și împotriva mea personală, mai ales din sânul comunității maghiare din Cluj. Pentru că eu am vrut să fac din teatru maghiar un teatru a tuturor clujenilor. Și un teatru european. Și a fost, da, intenția noastră a fost de a intra în Uniunea Teatrelor din Europa încă din anii 90 și în 94, când am fost la Paris cu Cântăreața Cheală, Streller, Giorgio Streller, care ar fi împlinit 100 de ani anul trecut, ne-a văzut spectacolul și a spus: da, această trupă, împreună cu Teatrul Liure din Barcelona, care aparțin unor culturi ale minorităților naționale, să facă parte din UT. Din păcate, Streller a murit destul de curând după aceea și noi am fost blocați. Iar ziarele clujene au spus că ce minciuni, că vor să intre. Nu vreau să vă știu, am fost solidari cu tine atunci și Uniunea Teatrală și Breazla toată. Interul, așa e. Ești un fel de răsfățat totuși în Breazla asta. Și, da, Gabi da, Topa. Eu nu mă plâng, dar nu te plânge. Atunci, într-adevăr, nu ne interesa. De fapt, nu ne interesau aceste atacuri, au fost și interpelări în Parlament. Hai să revenim în spațiul care mă interesează, al carierei tale, al creativității și invenției tale, puterii de a face spectacole peste tot în lume, de a conduce un teatru, de a fi profesor la San Diego, de a ne telefona, de a ține legătura. Tu ții foarte tare legătura cu un grup de prieteni, ne suni, sigur că și reciproca este valabilă, dar ai sentimentul, despre mine vorbesc, ai sentimentul că ești în siguranță când știi că prietenul tău, oriunde ar fi, chiar dacă suntem certați, chiar dacă n-am vorbit și ne-am reproșat lucruri, pentru că suntem destul de pătimași amândoi, ne leagă foarte mult. Ne leagă poate carierele amândurora, ne leagă familiile. Nu știu, niște preferințe de valori, cred. Pentru că prieteniile acestea pe care continui să le am și cu alți oameni de teatru, cum e Silviu Purcărete sau Hetti Stürmer sau era Vlad Mugur. Vlad Mugur,
care a creat o epocă și o a doua școală la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, este din cauza faptului și cred că această prietenie principială, ca să zic așa, a fost pentru mine o bucurie continuă și a rămas poate singura bucurie la ora actuală ca și director de teatru, pentru că pot în continuare să invit în teatru acei creatori, dar și cei tineri, nu numai maestri mari, a căror creație o admir. Această bucurie este cea mai mare bucurie. Să pot să văd 5 spectacole de Vlad Mugur, 5 spectacole de Mihai Mănuțiu, 5 spectacole de Andrei Șerban, 6 spectacole de Silviu Purcărete, dar și spectacole de Langhoff, spectacole de Robert Woodruff, spectacole de David Zinder, care a făcut el și el un pedagog extraordinar. Așteptându-l pe Godot, nou locatar și Ole Bojur și alte spectacole fac parte din ceea ce s-ar numi stilul Tompa Gabor. Cel care știe să citească atât de bine nu doar teatrul absurd, felul în care Beckett sau și Eugen Ionesco vorbesc despre umanitate, despre deșirarea sentimentelor, suferință, spaimă, anxietate, așteptare și iubire. Cred că pe mine mă interesează sacrul în teatru. De aceea Ionesco și Beckett, care sunt, cred că sunt ultimii doi dramaturgi ai secolului 20, dar și din vremea care a trecut de la ei până acum, ultimii doi dramaturgi care vorbesc despre mântuire. Și pe mine mă interesează, de fapt, dacă în parcursul meu despre care vorbești am fost un, mă rog, rebel în anii 80, pentru că era normal să faci spectacole împotriva puterii și să analizezi în spectacole tale relațiile dintre individ și putere, dintre artist și regim. Și ai avut de... Ai fost sub lupa... Au fost câteva spectacole interzise, am fost și arestat la un moment dat, dar după aceea, cu Cântăreața, chiar a început ceva nou, pentru că a început un fel de deziluzie după 89, venită destul de repede, în care ne-am dat seama cum se degradează relațiile umane, cum comunicarea devine din ce în ce mai grea, cum se descompune gândirea și vorbirea umană despre care vorbește Ionescu, cum se golesc conținuturile umane și cunoscând această viteză nemai văzută în dezvoltarea tehnologiei, în digitalizarea, în revoluția internet și așa mai departe, se pare că prăpastia între relațiile interumane devine și a devenit din ce în ce mai mare. Este o lume super manipulată, virtualizată, suntem sclavii unor aparate electro-digitale. E un exemplu foarte interesant că fiica mea, cea mică, atunci când era în clasa 10, a fost vizitată de o colegă de școală și am întrebat-o cum e vremea. Și a spus telefonul mobil și se uita, este înnorată. Zic, da, uite-te pe fereastră, este soare, e frumos afară. Nu, nu, este înnorată. A crezut mai mult în ceea ce scrie telefonul mobil decât în ceea ce vedea cu ochii ei. Ei, în acest parcurs, dacă de la revoltă am ajuns la această, să zicem, amărăciune, care a fost, să zicem, spectacole ca și Cântăreața Cheală, Cabala Bigoților, Trei Surori, Opereta, poate până la Richard al III-lea, într-un fel,
am redescoperit Beckett, pentru că am făcut de foarte multe ori și așteptându-l pe Godot, Endgame de câteva ori, Ole Bonjour de două ori, Cântăreața chiar de două ori după cea de la Cluj, odată la Paris, odată la Teatrul Național din Cluj, a început să mă intereseze acest disperarea ca o formă supremă a speranței și am descoperit destul de târziu, cum am descoperit după 30 de ani aproape, că de fapt duhul tatălui Hamlet nu este Shakespeare, cum am gândit eu în 1997, ci este Dumnezeu. Deci duhul care de fapt ne îndrumă spre descoperirea unui adevăr mai substanțial, dincolo de meschinăriile vieții și așa mai departe, este această speranță care trebuie să ne facă până la urmă să acceptăm cu împăcare ultimele lucruri ale vieții și să încercăm să ne întoarcem spre ceilalți. Teatrul, de fapt, nu este altceva decât recunoașterea celuilalt. Și din acest motiv, dacă într-adevăr am pus spectacole de teatru în foarte multe țări și aproape toate continentele, această curiozitate spre o altă cultură m-a îndemnat întotdeauna, pentru că am descoperit că teatrul, indiferent de ce limbă vorbește pe scenă, are acest metalimbaj, această întâlnire în care, prin oglinda celuilalt, acceptăm, poate să ne privim pe noi înșine câteodată și cu un ochi critic și să acceptăm această nevoie de schimbare. Iar teatrul este un prilej și de spovedanie, adică cum Tarkovski formula foarte frumos, filmul este de fapt o rugăciune, pe lângă faptul că este o sculptură în timp. Cred că fără acest strat sacru, de fapt, teatrul rămâne într-adevăr numai un eveniment de 2-3 ore sau 4, pe care îl uităm într-un fel. Adică chiar dacă ne-am simțit bine, să zicem, sau a fost bine, sau... Dar cred că e ceva... Trebuie să continuăm, pe de-o parte, să fim curioși și să ne întoarcem spre ceilalți cu această deschidere și în același timp să continuăm să ne punem și să punem întrebări incomode, întrebări care încearcă și pe ceilalți și pe noi înșine să ne scoatem, să-i scoatem din zona de confort. Tot spui întrebări incomode, Gabi? Da. Îți mai pui și întrebări? Și nu-i ușor. Poate e cel mai greu. Cred că exercițiul cel mai greu este creștinismul. Numai ești rebelul de altă dată, pe care eu l-am cunoscut, nici eu nu mai sunt rebela de altă dată. Față de alte fenomene, da. Față de ce se întâmplă, mai ales față de această avalanșă de minciuni care ne vin pe căi oficiale și de această diviziune extremă a lumii, care, din păcate, este aproape imposibil de oprit. Nu există decât două tabere opuse și care se manifestă mai ales prin ideologii extreme și nu trăim, se mai vorbește despre subiect. Gabi, este fenomenul cancel culture, în primul rând. Cancel culture, l-am comentat. Nu cred că avem noi puterea să-l oprim. Poate nici arta sau în ce credem noi, reperele noastre, cred că sunt dărâmate împreună cu statuile care s-au dărâmat peste tot în lume într-un mod cu totul aberant. Dar este de asta, fapt un ciocan, un ciocan care lovește cultura. De a șterge întreaga memorie culturală și mai ales cea creștină. Și cred că... Și culturală, cum spui, valorile ei clare. Ai fost profesor în America. Nu a fost simplu. Tipul de discurs a trebuit să se schimbe. Poate că atunci când vrei să aduci în discuție, să lucrezi și să predai dramaturgie,
universală europeană ar fi... Ți se spunea că trebuie să faci dramaturgia americană? Numai deci, piese noi vezi americane. Așa continentele, lumile, de fapt, s-au îndepărtat de mult și navighează. Ideea este că arta poate să ne aducă împreună. Nu ideea, ăsta e concretul artei. Să ne aducă împreună în același spațiu, în tipuri de emoție și de vibrație și să ne provoace, să punem oglinda pentru noi înșine întâi și da. Să vedem limitele pe care le avem, să vedem prejudecățile pe care le avem, lipsa de toleranță și foarte degraba judecată a celorlalți. Dar este unul din ușor. Motivele pentru care eu m-am retras de la această universitate, pentru că puteam să rămân ani de zile, când aveam un contract practic pe ai viață. Ai stat 10 ani? Am stat 14 ani. A, la mine s-a oprit timpul. Și, da, eu am ajuns stat... exact când îl încoronau pe Trump, ții minte? Da, da, da. Și studenților mei li s-au interzis piese. Cum, de exemplu, adică motivul pentru care s-a interzis Omul cel bun din Sichuan, nu spectacolul, lui, studentului meu, li s-a interzis să pună Omul cel bun din Sichuan pentru că este ofensiv și incorrect să joci personaje chinezești de către actori albi. Ceea ce eu am crezut că este o glumă. Și asta a fost începutul și am urmărit pas cu pas această ideologie care și-a fabricat și un limbaj de lemn. Este de o ipocrizie. E un alt limbaj de lemn al ipocriziei absolute. E o ipocrizie care, cum se spun, nu pleacă de la, de exemplu, nu pleacă de la comunitățile minoritare sau afroamericane. Nu pleacă de la ei. Foarte mulți deja se creează unități în departamente întregi în interiorul universității cu foarte, foarte mulți bani ca să propage această ideologie. Ori eu am avut studenți de toate felurile, de toate naționalitățile, sexele și rasele pe care le-am iubit, pe care i-am iubit la fel de bine. Sunt foarte mândru de studenții mei. Și sunt foarte mândru, la un moment dat a venit un cancelar al diversității și echității și așa, care m-a felicitat pentru că am admis la regie o studentă filipino-americană și i-am răspuns că trebuie să vă dezamăgesc, dar nu am luat-o pentru că este filipino-americană, ci pentru că era cea mai bună. Deci dacă toți candidații erau cei mai buni filipino-americani, aș avea o clasă exclusiv de femei filipino-americane. Și faptul că această extraordinar de talentată regizoare, Jessica Prudencio o cheamă, care a primit după ani de zile una dintre bursele cele mai rarisime americane, adică Julie Taymor Fellowship, pe care în fiecare al doilea an primesc doar trei artiști tineri, a spus când a fost angajată, pentru că acum e angajată la universitate, sper că nu m-ați angajat pentru că sunt filipino-americană și femeie, pentru că pentru mine este umilitor acest fapt. Sper că m-ați angajat pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce știu, pentru ceea ce fac. Pentru mine plecările acestea de a pune în scenă în alte țări sau de a preda în Statele Unite au fost un bun prilej de a mă îndepărta puțin și de a observa mai dintr-o altă perspectivă și de a mă împăca cu anumite lucruri, adică de a nu mă... Am blânzit dictatorul. Da, nu din acest punct de vedere, pentru că, din păcate, și acum sunt anumite zone în care trebuie să reiei de la capăt ceea ce a început acum 30 de ani. Aceste lucruri nu sunt normale, deci nu reînnoirea mijloacelor de expresie sau a trupei, nu, e vorba despre faptul că, nu știu, portarul adoarme și așa mai departe, deci că oamenii nu-și fac, n-au grijă de scenă. În fiecare an
reînnoim podeaua scenei din teatru, care este, arată ca un teren arat. Dar e muncită scena aia. E muncită, dar văzând în alte teatre din lume că lucrurile se petrec altfel, că oamenii au mai mare grijă, că bunul obștesc, nu? Al care vorbeam în anii 80 sau la școală, dar într-adevăr teatru trebuie să fie fiecare element, fiecare ușă, fiecare comutator trebuie să fie ca acasă. Deci scaunele, unii vin în teatru, e lumină afară, soare, vezi foarte bine în foaier și aprind lumina. Cred că nu fac același lucru acasă. Deci sunt niște lucruri cotidiene de fiecare zi care trebuiesc reluate, din păcate, lupta pentru normalitate. Da? Dar astea sunt destul asta de obositoare. Obositor, noi discutăm despre normalitate într-un fel de apocalipsă pe care o trăim. Da, da. Suntem săriți de pe fix, suntem ca în scaunele tale. O să începem să aducem aici scaune, să invităm oameni vizibili, invizibili, pentru că e neantul, e haosul. Și oamenii nu mai vor să facă sacrificiu pentru teatru. Cred că ne mulțumim cu mai puțin, ne și alintăm cu gândul ăsta că am făcut tot. Și a apărut acest lucru care cred că îi paște pe toți, dar foarte mulți regizori tineri la ora actuală practică de la bun început, la începutul carierei lor, narcisismul. Adică se învârte tot în jurul propriei persoane și judecă lumea prin prisma, să zicem, prin prisma raportării celorlalte persoane la spectacolele sau teatrul lor. Și cred că nu-i bine. Eu nu zic că noi întotdeauna, ca și în învățământul artistic, care cred că a decăzut din cauza acestui model boloniez, sistemul boloniez a doctorilor fără voie, unde am ajuns că se predea actorie cei care n-au jucat niciodată, n-au urcat pe scenă. Și cred că modelul maestru-discipol sau mentor-student este în învățământul artistic cel mai bun model. Adică atunci imaginează-ți când eram studenți, nu? Și cine erau profesorii de clasă la actorie? Cotescu, Amza Pelea, Marin Moraru, Olga Tudorache, Beate Fredanov, asistenții erau Schumacher, Caramitru, Florin Zanfirescu și așa mai departe. Studenții stăteau la cursuri și după cursul fugeau să-i vadă, fugeau pe scenă, să-i vadă cu gura căscată ce fac, să fure meseria. Dacă văzând, în primul un pianist, dacă nu știe să cânte la pian, poate să predea pianul. Te duci și te uiți cum cântă, nu știu, Dan Grigore și așa mai departe. Adică există acest respect, după care, învățând sau având fundamentele acestea, poți să fii absolut... această, să zicem, infidelitate sfântă sau lipsa de respect se manifestă după ce tu încerci și reușești să înnoiești, cum, nu știu, Rică Manea, un geniu, a revoluționat prin gândirea lui teatru, chiar dacă, adică el, povestea lui este ca și povestea lui Artaud, povestea eșecului din care putem să învățăm, acest eșec care a influențat toată posteritatea. Deci Artaud n-a avut succese în viața lui la teatru. Poate Cenci ar fi fost singurul spectacol mai aproape de ce a gândit el, dar el a influențat toți marii regizori de după, pe Grotowski, pe Peter Brook, a avut sezonul, adică stagiunea teatrului Cruzimi și așa mai departe. Cred că și el avea, bine, s-a îndepărtat și a fost împotriva tuturor predecesorilor săi, dar i-a cunoscut foarte bine, știa despre ce vorbește. Picasso, la 9 ani, știa să deseneze extraordinar, știa, cunoștea Biblia pe de rost, și știa anatomie, caii pe care i-a desenat la 9 ani, după aceea a devenit Picasso cel
cubist sau cel suprarealist și așa mai departe. Deci, taică-său, care a fost istoric de artă, l-a pus să copieze zilnic. Pictura unui mare maestru. Deci e acest exercițiu care cred că lipsește la ora actuală pentru că nu mai sunt acești maestri. Dacă priveam clasa noastră și eu am, cred că am participat la toate repetițiile lui Ciulei, la Furtună. A fost cea mai mare lecție de teatru. Sau repetiție lui Horoc după ce am terminat facultatea. Am fost la Azilul de Noapte, un spectacol senzațional. L-am urmărit în lucru. N-am făcut niciodată ca Horoc. Dar urmărindu-l am învățat enorm. Am descoperit, s-au deschis uși, orizonturi. Nu am copiat nimic, nici din metoda lui, dar am văzut cum se poate desface, cum se creează o lume pe scenă. O lume surprinzătoare, o perspectivă care întotdeauna pătrunde mai adânc și mai profund decât suprafața unui text ca literatură. Cred că acest lucru este absolut important și de aceea mă bucur că printre primele mele reușite ca director de teatru a fost chemarea lui Vlad Mugura. M-am suit pur și simplu în mașina mea de second hand pe care cu ajutorul lui Silviu Purcărete, nu spune marcă, am cumpărat-o la Limoges, și n-am vrut să plec până când nu mi-a promis. Am adus casete video, tot despre trupă, tot până când nu mi-a promis că vine să monteze. Deja era dezamăgit după experiența de la Odeon, plecase din țară și a venit și a pus Caunele și Doi gemeni venețieni, două spectacole remarcabile, după care a venit și Crima din strada lui Ursin, Așa e dacă așa vi se pare de Pirandello și Livada de Vișin, un fel de precântec de lebădă a lui Vlad Mugur, în care Firs juca încă având 88 de ani și era ascuns sub patul acela de copil al Aniei, scotea o mână la sfârșit și împingea și domnul Șencarski, care a jucat până la vârsta de 98 de ani, a ieșit de sub patul acela de copil și nu știam dacă va reuși să termine scena. O altă, un alt final memorabil de Livadă de Vișin. Îi simțim foarte tare lipsa lui Vlad Mugur. M-am gândit la un moment dat, când am fost la San Diego și ne plimbam, nu în deșert, ne plimbam și vedeam apusul pe ocean și neliniștea, care e fantastică, a oceanului. Are o forță foarte, foarte mare. Am vrut să te întreb, dar atunci am avut noi un mic conflict când am plecat de la Los Angeles și îți mulțumesc și astăzi pentru cadou pe care mi l-ai făcut să mergem la un concert la Filarmonică, să-l ascultăm pe Dudamel și să ne amintim de băieții noștri muzicieni, de familiile noastre, să vedem opera pe care pe atunci o conducea Placido Domingo. Și dacă nu ne-am fi certat la întoarcere, după ce am băut o bere memorabilă pe Alea Celebrităților și ne-am jurat că bere nu o să mai bem decât acolo. Cel puțin la halbă, așa, la presiune, da. Exact. Și acolo l-am văzut, eu cel puțin, pentru prima dată l-am văzut dirijând pe Cristian Măcelaru. Amândoi am fost în sală la acel concert, la Cristian Măcelaru, care a cântat cu Itzhak Perlman, dacă ți-amintești. Și celebru bis, Lista lui Schindler, când amândoi ne-am prins de mână și am șoptit într-o sală enormă, privindu-l pe Itzhak Perlman, am șoptit amândoi, miracol, miracol, miracol.
Dacă ne-am fi plimbat atunci pe malul oceanului cu Vlad Mugur, cu Silviu Purcărete și nu în ultimul rând cu Andrei Bot, prietenul nostru, Andrei, prietenul nostru, da. Și datorită căruia, într-un anume fel, am ajuns cel care a înființat Catedra de Scenografie la San Diego University. Da, 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 adică cel puțin a schimbat total programul, cum am schimbat și eu după aceea programul de regie, și așa, care a predat aproape 30 de ani la Universitatea din California, San Diego. Și un scenograf cu care a lucrat foarte mult. Cred că negarea a ceea ce a fost poate să fie la un moment dat, dar nu din start, nu de dragul negării. Deci cunoașterea întâi. Deci cunoașterea întâi și descoperirea modului de a face, de a descoperi, poate nu trebuie să fie neapărat, nu trebuie să treacă 20 de ani, poți să descoperi de foarte tânăr, nu? Adică revoluția teatrului românesc cu marile spectacole ale lui Ciulei, Pintilie, Esrig, Penciulescu, Andrei Șerban, toți erau foarte tineri. Gândește-te câți ani avea Esrig când a făcut Nepotul lui Rameau, 30, 31, câți ani avea Pintilie când a făcut Dale Carnavalului. Ciulei era poate mai matur când a făcut Cum vă place, o piatră de hotar. Dar cred că fundamentul este important. Eu cred că noi trebuie să ne raportăm cumva la rădăcini. Nu putem rupe, nu cred că se poate rupe un copac care are foarte mulți arbori, dacă își rupe rădăcinile, se va usca și se va ofili. Oricum, apocalipsa nu înseamnă sfârșitul lumii. La origine înseamnă să tragi cortina și să vezi ce e în spatele cortinei.